Noi trebuie să știm un lucru, că familia este celula instituită de Dumnezeu, da, așa cum am citit, și care are un mandat, care are o poruncă, care are un imperativ. Și că această familie extinsă apoi a format neamul omenesc. Și că acestui neam omenesc i-a dăruit Dumnezeu legi după care să se conducă, să se conducă frumos, să poată să ajungă în comuniune cu Dumnezeu, etc. Și acum, dacă i-a dat legi și Dumnezeu vrea ca, că de-aia i-a dat legi, să-l recupereze pe omul căzut, spunează că prima celulă în care trebuie recuperat omul vechi este familia. Deci familia trebuie să devină în societatea de astăzi o școală creștină, un centru de misiune. Părinții trebuie să fie primii misionari creștini pentru copiii lor și apoi extinsă misiunea lor în societate. Deci familia este celula în care se face, de când copilul poate să te perceapă, educație creștină. Educația, ce înseamnă? Când noi suntem creștini, de-aia vorbim de educație creștină. Alte religii își fac propria educație, dar tot în raport cu un zeu, cu o ființă supremă. Că și religiile care nu sunt religii creștine, tot o raportare au la divinitate. Așa cum o specifică ei și cum o conturează ei. Ei, familia trebuie să devină o familie prin excelență misionară și un nucleu în care legile lui Dumnezeu să fie spuse, să fie vorbite, să fie analizate, să fie transmise. Alpha.